Campionatul național outdoor a adunat la finele acestei săptămâni la Ninoasa, în Valea Jiului, sportiv din toate categoriile la întrecerea de tir cu arcu. Sunt tineri și mai puțin tineri, militari răniți în teatrele de război din Irak și Afganistan, paralimpici pe care i-am găsit în scaune cu rotile și sportivi de top. Toți luptă pentru același titlu, pentru că, așa cum spun organizatorii, aici nu contează cine ești, ci cât ești de bun. Aici este finala campionatului național de seniori și juniori, cea mai importantă competiție națională a anului. Din țară sunt undeva la 110 sportivi. Cei care se pregăteau joi dimineață încă de la prima oră sunt sportivii paralimpici și o parte dintre cei care au luptat în teatrele de operațiuni și despre care arcașii au doar cuvinte de laudă. Apreciez enorm de mult ce fac, ce au făcut și ce fac acum. Și se vede că sunt militar, pentru că și în tir cu arcul muncesc foarte mult, respectă acest sport și am toată aprecierea pentru ei. Printre ei, la prima oră, se antrena și colonelul Augustin Pegulescu, un nume pe care toți militarii din teatrele de război îl cunosc. A luptat în Irak, Afganistan și, pentru că a rămas fără un picior în urma unui atentat uluitor, ne spune acum cum i s-a schimbat viața sau, mai bine zis, cum nu i s-a schimbat prea mult. Asta pentru că debordează de un optimism molipsitor. Mașina în care eram a călcat pe un dispozitiv explosiv improvizat și s-a întâmplat inevitabil. Dar n-ați renunțat la ideea de a face sport? N-am renunțat la nicio idee. Dacă renunț la vise, înseamnă că e gravă situația. Fiecare are trăirile lui. Pentru mine a fost o chestie de bun augur, ideea pe care inițiatorul proiectului, prințul Harry al Marii Britanii, a avut-o, e una deosebită și te face să simți că trăiești la un moment dat. Cât de grav ați fost rănit? Mi-am pierdut piciorul stâng, am stat 300 de zile în spital și sunt aici. În competiție sunt și sportivi paralimpici și niciunul nu ia în calcul faptul că ar putea avea mai puține șanse de la înălțimea căruciorului cu rotile. Suntem persoane cu dizabilități care facem sport la un anumit nivel pe care l-am atins prin antrenamente. Suntem din echipa națională paralimpică de tir cu arcul, adică persoane cu dizabilități care fac sport. Da, asta facem tir cu arcul de vreo 5 ani, 6 ani la modul intensiv. Da, asta înseamnă minim 3-4 antrenamente pe săptămână, 2-3 ore pe antrenament. Campionatul se desfășoară în sistem open, adică nu există o categorie pentru persoane cu dizabilități. Tragem pe același tablou cu persoane valide. Asta înseamnă sistem open la noi. Și pentru că toți sunt și sportivi de top, aici am găsit-o și pe Beatrice Micloș, una dintre sportivele de care am tot auzit, pentru că a dus numele României în cele mai importante competiții din lume. O etapă foarte importantă pentru noi, campionatul național de seniori și chit că nu e categoria mea de vârstă, particip și sper să iau titlul de campionă națională. Dar spune-mi, ce titluri ai mai luat în ultima vreme, pentru că știu că ai tot fost plecată. Da, cred că de ultima dată de când am vorbit noi, înainte de Jocurile Europene de la Minsk, am reprezentat țara, am luat locul 33 la individual, la Jocurile Europene. Apoi am fost la Cupa Europeană de la București și abia ne-am întors de la Campionatul Mondial, unde împreună cu colegul meu, Mario, am luat locul 9 cu echipa mixtă. Nume importante ale tirului cu arcul sunt la finele acestei săptămâni la Ninoasa. Cu toții se antrenau joi dimineață, iar fiecare, indiferent de categoria din care face parte, speră la cel mai înalt titlu.